Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de CSGO. Imediat o să înceapă și meciul. Ok, deci a început marele meci chiar aici, fraților. Deci nu vine să cred că mă joc chiar CSGO. Deci chiar nu știu de ce în ultima perioadă mă joc CSGO în halul ăsta. Pentru că gen, eu nu mă dădeam în vânt după jocul ăsta și nici acum nu pot să spun că mamă, e jocul meu preferat sau chestii de astea. A, păi ăsta face toată treaba. Mă joc iar singur pentru că Nono, adică nu știu, nu era pe Steam. În caz că nu știți pe Nono, puteți să intrați pe canalul The Blue Nono. O să-l găsiți acolo. Man. Vreau și eu să mă joc, ăsta se joacă singur, bă. Doamne, ăsta se joacă singur, mă. Wow, doi dintr-un loc. Cum se ascundeau, bă? A, ăsta nu are niciun stres, bă. Na, l-omoară. Știam că au ieșit doi dintr-un loc. Doamne, nice, man. Ha, bă, au ieșit doi dintr-un loc. Stau aici cu AUG-ul. Fuck, stai că l-am văzut. Așa îmi pare rău. Au ieșit, frate, mă duc și eu într-un loc odată. A, bă, că am făcut și eu un kill. Am făcut două kill-uri, am câștigat o rundă. Practic singur, fraților, nu pot să cred așa ceva. Am câștigat o rundă singur. De ce am dat două kill-uri? N-avea, nu trebuia să am trei cu una? Ha, ba n-am. Ah! Wow! Asta e bun așa, gen, când pui ținta și tragi. În rest, nu e cine știe ce. Dacă pui ținta, e OP, altfel... Cred că o omoram mai repede cu pistolul, sincer. GG. Holy fuck, man. Man, GG. I have... I-am zis că am... Câte ori am în CSGO? Am 18.
A, păi eu vreau să-l nimeresc și eu de aici, bă. E GG, am 5-1. Holy fuck, neighbor. Poate vezi că acum se întorc și bă, că am mai jucat o rundă cu un prieten, cu Nono. Și gen, cred că era fix scorul ăsta și gen ne-au bătut. Deci ori am jucat noi atât de prost, dar efectiv ne-au... Mă duc cu el. Na, nu știu eu să mă dau stânga, mamă, și venea așa din spate, îl auzisem. Nu știu să mă dau stânga, dreapta, chestii, nu, boss, eu nu sunt așa. Câți bani mai avem? Pe acolo vreau și eu să iau. Nu! Gâ. Ăla-i tati. Bine, mă, tati, mă, bine, bă! Pe unde mai luăm acum? Runda viitoare o să-mi iau și eu... Am stat și eu într-un loc ca prostul. Ce să fac? Asta e acum, na. Da, am zis că-mi iau runda asta. Am zis. E al meu. Puștiule, ești al meu. Am câștigat primul meci, fraților! Holy fucking moly, dude! Am câștigat primul nostru meci de CSGO la 2v2! Scrie winning! Scrie fucking winning! Bă, dar cât e episodul? 7 minute! Oh my god, haideți că mai jucăm un meci. A, ci că eu am bătut discul, bă, eu sunt fraier. Mai jucăm un match. Dar poate ne găsește și... Hai să mai jucăm pe hape, dar nu mă pricep eu pe altă hartă. A, bă, da, pe asta, pe Inferno. Pe Inferno mai știu, da. Mai jucăm un match, bă, fraților, deci nu vine să cred că noi chiar am câștigat un fucking match, pe bune. Am câștigat un match. Și am jucat binișor, ăla a avut mai multe kill-uri, ce-i drept, au dus puțin runda. Dar am jucat binișor, chiar am jucat binișor, sunt atât de fericit. Pentru chestia asta, habar nu aveți cât de fericit sunt. Pentru că am jucat și eu bine, am jucat bine. Și jucam și noi și pe mapa asta acum, pe Inferno. Că e singura mapă pe care o mai știu pe unde poate să vină, dar nu știu, parcă pe DAS 2 mă pricep eu cel mai bine. Deci probabil nu o să fie cine știe ce câștig. Dar să vedem, poate o să iasă totuși blană. E mai complicat, că poate veniți din casă și chestii, știu mapa, adică short-ul cum ar veni, unde se joacă 2v2-ul, dar am câștigat și am jucat bine mă băiatule, bine, ci l-am luat pe ăla la cap acolo, mamă. Mă, când ai ieșit găsi meci mai repede ca să nu mai tai eu partea asta, pentru că nu vreau să-l mai pun la randat și pe ăsta plus. Băi, fraților, și joi facem live stream cu SOS, și o să dau la giveaway 2 cheiuri. Știu că n-are legătură adică episodul cu ăsta de CSGO cu acel joc, dar dacă nu știți SOS, puteți să vă duceți la mine pe canal. De fapt, nu, cred că am postat astăzi un episod de SOS, da. Chiar aoleu, dacă ne-ar găsi și meci, aleluia! Sper că nu v-a supărat că n-am tăiat aici o părticică mică, nu?
Adică au fost câteva minute, n-am vrut să retai. Bun, am câștigat un meci, bine bă băiatule. Deci dacă mai câștigăm două meciuri, deja sac și apaia, fratele. Am 18 ore în CSGO. I-am scris la 30, dar nu, eu am 8, n-am nici măcar 20 de ore în CSGO. Nici măcar 20 de ore. Stai, what? Ah. Sau de muzică de acolo. Bă, dar eu nu omor pe niciunul, bă! N-aveam, nu mai aveam gloanțe, m-am prostit și eu. M-a oborât un bol, bă. Bă, se aude un melodie niște pe acolo. Asta e parte de antrenare până mai intră. Bă! Ce iau pe prostovani? Aaaa, m-a luat ăsta. Hai bă, când începe? 2 minute. A, nu sunt eu cu parcurul pe jocul ăsta. Bă, ce bun sunt! Nu mai am nici bani să-mi cumpăr ceva. Câți bani mai am? 0 dolari de ăștia. N-avea gloanțe. Doamne, deci botul juca cu o armă fără gloanțe. Băi, dacă dacă nu intră unul, se deconectează și rămâne un meci așa de antrenament, ok? Deci să nu vă supărați că n-am mai jucat un meci. Ne-am antrenat, am mai jucat așa câteva runde de la... Da, băi fraților, cam atât a fost cu acest episod, pentru că
nu ne-a găsit și al patrulea episod, dar eu zic că le-am mai jucat, am făcut, am 15 cu 4. Am 15 cu 4, deci astăzi am jucat foarte, foarte bine CSGO. Sper că nu v-a displăcut, să zic așa, că v-ați uitat la un world map. Chiar că am pronunțat bine, habar n-am. Deci, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de acel buton de like și mouse-ul meu, nu știu dacă se vede. Nu se vede. E de la SteelSeries și e de la SteelSeries softul lor. Uite, acum e roșu. Când ești în CSGO și ai viața full, e verde, după aia galben, când ai la jumătate, și roșu, când eu îmi țin mouse-ul în general pe roșu, dar în CSGO au, se pare acum ar veni un soft, e în soft chestia asta. Aș vrea să o dezactivez, dar îmi place, cu toate că când ții mâna pe mouse, nu prea vezi tu culoarea mouse-ului, dar... Acum ce să faci, n-ai ce să faci. În fine, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați la acel buton de like și share și subscribe. Eu am fost Epic și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.